Bun găsit! O ediție specială a emisiunii Cocktail, fiind astăzi Ziua Internațională a Copilului. Vorbim despre copii, avem imagini numai cu copii. Suntem și noi copii în sinea noastră ca adulți. Sunt mai multe texte șablon. Mie, sincer, nu îmi plac textele șablon, dar e bine să ne păstrăm copilul din noi, oricând și oriunde, nu numai cu ocazia Zilei Copilului. Eu sunt convins că și domnul Călin Iosif are o latură născută și păstrată din copilărie. Bine ați revenit, domnul Călin Iosif! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Da, într-adevăr! Deși dumneavoastră simțiți acum în zilele astea mai mult sentimentul de părinte mai puternic. Părinte și de bunic. De obicei, și de bunic. Și mai frumos. Da. Și, da, trece vremea. Categorii, și astea, da? Sunt momente în care avem sentimentul ăla al amăgirii, să mai fim vorba copii și melodii, să fim copii Mihai Larunceanu. Da, sigur, toți, adică majoritatea celor de generația mea pot să spună că a avut mare parte o copilărie, cum să spun eu, fără atât de multe evenimente stresante sau care să-i pună pe părinții noștri în situația de a inventa tot felul de acțiuni cu care să supraviețuiască în timpul regimului comunist. Noi eram, eu fac parte dintr-o familie modestă, tata a lucrat ca fierar până a decedat, aproape săracul, și ne-a ținut, eram 5 copii acasă. Eu fiind antepenultimul, toți ceilalți, deci în anii 60 asta, și-au terminat studiile. Deci acesta a fost un mare avantaj pe care familia noastră a reușit să-l facă. Deci un efort, nu numai financiar, dar și atitudinea mamei, care la un moment dat ajungea, deci, să aibă grijă de 4 copii care plecau dimineața la școală, la liceu. Deci nu era simplu. Și eram, la momentul acela, aveam o situație materială, zic, peste ceea ce era prin Similasca la momentul acela. Și știu că am avut, într-adevăr, o copilărie fără, chiar fără probleme. Așa cum le percepem acum. Deci, retrospectiv privind, chiar n-am avut o copilărie fără probleme. Din punct de vedere material, cel puțin, și nici necazuri de alt gen n-am avut. Îmbolnăviri, accidente, chestii din acestea, nu. Și ceea ce se întâmplă normal cu bunici decedați, că acesta este sensul vieții, am avut o copilărie cu toate, acum cei care află ce s-a întâmplat în timpul regimului comunist, spun, dar era nenorocire. Nu era chiar așa de nenorocire. Probabil că nici nu, mulți dintre noi, nu simțeam acea nevoia de libertatea aceea de a te exprima. Eram încă un popor, cum să spun eu, aproape patriarhal, chiar și în comunitățile urbane. Stăteam de vorbă cu vecinii, deci era o chestie din aceasta care ținea foarte mult de relațiile sociale cu cei din jurul nostru. Și erau lucruri, adică se putea spune deschis foarte multe lucruri, în ciuda celor ce, de fapt, a opreliștilor în ce privește exprimarea care a existat la momentul acela. Da, putem să facem în continuare această paralelă. Eu mă duc aminte că în perioada asta, când eram copil, pe vremea lui Ceaușescu, evident, noi ne pregăteam, ca familie, pregăteam de marea vacanță. Vacanță pe care o petreceam pe drumuri. Nu ne făceam grija zilei de mâine, în sensul că ce facem, ce punem pe masă, și plecam la munte, da, exact, și la mare. Nu, da, exista, exact, da, da, an în care să nu plecăm, da, dar toată vacanța. Toată vacanța, da, toată așa vacanță se întâmpla. Deci atunci chiar ne miram, noi, unii dintre noi ne miram, ce, cum, domne, cu tărică pleacă în fiecare an și câștigă cât? Te miri ce? Uite, lumea se chivernisea atât de bine încât își păstra bani ca să facă un concediu. La mare, la munte, depinde cum îi plăcea fiecăruia. Acum, dacă nu pleci cel puțin în Bulgaria,
n-ai făcut vacanță. Da, și nu mai zic de alte destinații mai... Poftim? Și ce eforturi faci totuși? Și totuși, da, acum da, se fac niște eforturi. Să vedem dacă guvernul chiar va da prima asta de vacanță. Am înțeles că este un salariu... Da, un salariu... Minim sau minim, mediu? Salariu minim. Salariu minim pe... Minim. E ceva. Dacă, dacă deja în Dubai. Da, dacă o familie are doi salariați bugetari, poate să ajungă pe undeva pe la 700 de euro, care se poate face un concediu în România. Pentru că n-au valabilitate decât aici. Așa că cei care... Și nu, am înțeles că ei nu pot fi vândute sau... Da. Schimbate pentru alte servicii. Rește amenzi, ustărătoare. E. Da, e, se vor face și de lucruri de genul ăsta, nu e nicio problemă. Regulile sunt făcute pentru a fi încălcate și să revenim la săptămâna asta deosebită, în care s-au întâmplat și se întâmplă în continuare lucruri în orașul nostru dedicate copiilor, evenimente organizate de autorități. Chiar de-alaltă ieri au început o serie de activități, da? Și spuneam și vorbeam și cu ocazia altor emisiuni și cu ocazia altor evenimente culturale, pe mine mă bucură faptul că, domne, se întâmplă niște lucruri prin oraș și se mai întâmplă. Au avut copiii zilele acestea ocazia să se bucure de anumite evenimente. Și să participe. Da, în să mod participe. Gratuit da. La multe da. Evenimente. Acum avem imagini de la un spectacol organizat. Ba nu, asta e prefect pentru o zi. Da. De ieri. Deci doamna prefect a fost înlocuită de niște copilași. Activități de genul acesta, iată, apropo de paralela aceea cu regimul ceaușist, poate părea pentru unii care sunt așa de doar de fațada anticomunistă, domne, că de-astea cu ducem copiii la activități de genul ăsta. Dar este o chestie benevolă aici. Nu, mi se mai pare că totuși e chiar din Occident împrumutată ideea asta. Nu, dar înainte eram duși la evenimente, când venea nu știu cine, să aplaudăm, să fluturăm stegulețe, dar la chestii din acestea nu ne-a obligat nimeni să ne ducem. Erau activități, chiar îmi amintesc că eram duși, atunci nu erau atâtea mijloace de transport, eram duși pur și simplu pe jos să vizităm diferite instituții sau diferite locuri de vizitat din Buzău, din oraș. Da, pentru acești copii reprezintă o experiență interesantă. Da, și vor aminti această zi când vor deveni adolescenți, adulți, și vor aminti. Mi-amintesc că atunci de ziua copilului am fost la prefectură. Ne-am întâlnit cu doamna prefect, ne-am întâlnit cu consilierii sau cu cei care... Deci, rămâne o chestie frumoasă. Intră așa ei. Într-o discrepanță. Bine, nu e cazul neapărat despre ceea ce vorbim, dar știm bine că în familie se mai discută și politică. Și mai ales stații mai și înjură pe unul pe altul. Vă atunci la ce se întâmplă? Din punctul acesta de vedere n-ar trebui să fie. Adică părinții ar trebui să fie înțelegători. Te duci la instituție, nu te duci la cutare care de la PNL sau de la PSD sau nu știu de la ce partid. Te duci la instituție. Că temporar funcția este ocupată de funcția de prefect în cazul nostru este ocupată de cineva care aparține unui partid, asta este, cum să spun, mai puțin important. Copiii au dus să viziteze instituția, nu pe doamna prefect. Da, uitați ce mândri au fost ei de evenimentul de ieri. S-au bucurat de, uite, să stea chiar în fotoliul doamnei prefect, șefei de la Casa Albă. Și de ce nu să... Da, este o, cum să spun eu, până la urma urmei este o inițiativă lăudabilă, că nu, am înțeles că nu numai la prefectură s-au organizat ziua porților deschise, dar mi-amintesc că și adolescenți, elevi de liceu au participat la această acțiune numită Prefect pentru o zi. Mi-amintesc că au fost prezenți când eram eu în prefectură, elevi de la Colegiul Tehnic și din alte licee de la Colegiul Hajdău. Da, este o experiență, totuși, mai ales pentru copiii mici de gimnaziu, este o experiență interesantă. Da. Haideți să mai continuăm seria evenimentelor. Astăzi, oricum, a fost vârful
da. evenimentelor, pentru că s-au întâmplat mai multe. Dar este un spectacol la Consiliul Județean. La Consiliul Județean, da, sala este. Elevii de la Liceul de Artă au pregătit, alături de profesori, un spectacol. Toți copiii au primit cadouri, un eveniment organizat de Consiliul Județean. S-a fost arhiplină și... Da, i s-a făcut și reclamă pe pagine de socializare, pe site-urile de socializare, inclusiv pe pagina Consiliului Județean. Da, acum, bine, ar trebui la un astfel de subiect să nu ne supărăm sau să nu așa, dar nu pot, apropo de ce spuneați dumneavoastră de pagine de socializare, vedeam niște comentarii că normal că își face imagine conducerea Consiliului Județean. Bine, aș fi înțeles anul trecut pe vremea asta, da. Da. Pentru că era chiar campanie electorală. Da, era campanie electorală, peste câteva... Pe ultima sută de metri. Dar nu s-a întâmplat ce așa ceva. Nu, dar ce se întâmplă? Haideți nu, să... că și anul trecut au fost organizate la fel evenimente de genul acesta. Puteai să spui, domne, așa. Acum ce să mai zici? Nu, dar stai să te gândești. Dacă... Până când nu comentezi, adică dacă... până când zici ceva, nu ești hater, deci, după unii, n-ar trebui să avem astfel de activități decât când toate drumurile sunt ca în palmă, da, când totul, da, exact, toată iarba este tăiată la așa. Deci, foarte bine spus. Până avem, când vom avea toate acestea să ne ocupăm și nu mi se pare corect, că până la urma urmei și acasă facem la fel. Adică te mai duci și la un spectacol și dai niște bani afară, chiar dacă îți trebuie bani să plătești facturile peste câteva zile. Deci ăștia suntem, trebuie să ne, cum să spun eu, să facem lucrurile pe o ordine a priorităților pe care să fie acceptată de cât mai mulți. Într-adevăr, sunt unii care, da, domne, dar drumul de la Dâlga la Potroaca nu e... Lăsați-ne, domne, cu astea. Da, exact, da, da. Câți bani ați alocat? Unii se bucură pentru asta. Dumneata, te bucuri că n-ai drumul, nu te bucuri că n-ai drumul făcut la Dâlga, la țară acolo sau unde o fi. Ce copii au participat? Păi toți copiii au fost invitați. Da, au fost invitați. Cine a vrut să se ducă, să se ducă. Care e problema? N-a fost o dedicație, vin nu știu cine, susținătorii sau adversarii. Nu. Aici a fost liber, toți copiii. E foarte bine, sala e foarte... Adică pare că este aproape plină. Pe de altă parte, îmi place să văd faptul că, uite, tinerele, talente, au și ele posibilitatea să se manifeste, să se afirme. Uite, sunt elevii de la Liceul de Artă care, mă rog, și cu muzica populară și cu muzica ușoară. Da, sunt elevi care s-au dus la acest liceu pentru a-și exprima talentul artistic în diferite domenii. Și mai ales aici este foarte, foarte bine că ei pot să se exprime în acest fel, într-un spațiu public, având ca și public de partea lor copii sau adulți sau părinți sau cadre didactice. Acum o săptămână chiar am fost sâmbătă la un concurs de dansuri populare, tot la Sala Mare a Consiliului Județean, și am rămas la fel de impresionat de faptul că cât de important este o participare de genul acesta pentru un copil. Cât de mult se bucură pentru o medalie, nu se gândesc că dacă n-au câștigat. Faptul că au fost acolo, pe scenă, emoțiile sunt acelea. Sunt în competiție și aceasta le dezvoltă multe, foarte multe abilități pentru viața care îi așteaptă. Faptul că intră într-o competiție și trebuie să-și asume și să se pregătească și să înțeleagă că până la urma urmei, dacă vrei să răzbați în viață, trebuie să fii foarte bine pregătit. Da. Alături de domnul președinte al Consiliului Județean, aici îl vedem în imagine pe domnul Burada, care are o pensie foarte ușoară, iată, e înconjurat de copii, în partea și dânsul balonașe. E drăguț, nu? Acum nu știu în ce calitate de consilier județean. Consilier județean, bănuiesc, că da. Fel. Da, a fost domnul Burada. Un om liniștit acum. Nu m-am putut abține, domnul Iosif. Asta este. Nu că l-am văzut așa, trecând pe acolo, prin cadru și de aceea. Da, păi, nu că a trecut pur și simplu, a și participat alături de domnul președinte. Da, iată, astăzi s-a întâmplat un alt eveniment drăguț pentru copii, drăguț pentru că acești copii au fost protagoniștii cupei micilor șahiști. Competiția
tot de Consiliul Județean organizată, absolut simpatici. Chiar am fost, am stat... Uite, îmi pare rău că n-am știut, că aș fi dus-o și eu pe nepoțica mea, cu care joc șah cam o dată la două săptămâni, așa. Vă bate? Hey, nu? Mă bate, ai. Că o las eu. Ca să poți... Nu, mă gândesc să știți că mulți copii de acolo sunt campioni naționali, au performanțe notabile. Foarte bine, da. Da, și foarte simpatici, de la cel mai mic la cel mai mare, așa, mai, până în 12 ani mi se pare că a fost această competiție. Cel mai mic, dacă nu mă înșel, 4 sau 5 anișori avea. La fel, s-au bucurat de această competiție. Dar și unde sunt ONG-urile care au... Care ONG-uri? ONG-urile din Buzău care... Astea cu copiii? Da, unele, da, exact, da. A, nu știu... Pentru că aici văd numai activități organizate de instituții publice, care au, într-adevăr, bugete substanțiale pentru a organiza astfel de activități. Am și eu un ONG, dar nu s-a ocupat, adică nu este dedicat copiilor mici. Eu mă ocup mai mult de elevi. Da, chiar special. Așa, în Buzău, iată, uite, m-ați prins în offside, există vreun ONG pentru copii? Nu pentru copii, dar sunt multe care au un statut activități dedicate copiilor. Da. Și aici nu cred, nu că îi fac o critică doamnei Ionica Tarău, dar are o organizație, da, care, care se numește chiar, chiar 1 iunie. Da. Are această... Și te duce cu gândul totuși la Ziua Copilului. Doamna Tarău este o luptătoare și a făcut foarte multe pentru a-și îndeplini... Făcut diverse evenimente și cu alte ocazii, adică... Da. Avem și chiar și de 1 iunie, dar sunt nelipsite evenimentele de Paști, de sărbători mari și de cazul altor evenimente. Mă gândeam la alte ONG-uri, că ăsta chiar a fost prezent. Este prezent, da. În public. Dar... Sunt unele, eu am o listă întreagă cu astfel de ONG-uri, unele sunt doar scriptic, există într-un registru acolo pe la grefa de lângă judecătoria Buzău, pentru că, da... Nu, de la grefa de lângă tribunal, de pe lângă tribunalul Buzău, care există și cam atât. Vreau să vă spun că a existat în Râmnicu Sărat un ONG, cred că nu știu dacă mai există, poate s-a desființat, care s-a constituit tocmai pentru a da recomandări tinerilor de etnie romă să participe la liceu. Și nu degeaba. Dar am înțeles că practica aceasta a fost sistată, pentru că părinții evită să mai obțină adeverințe de la un astfel de ONG. Am înțeles. Bun, tot astăzi a avut la teatrul, la muzeu, da? O expoziție de machete cu scene din războaiele daco-romane. Iată și imaginile. Preluat după columna lui Traian? Foarte foarte, foarte posibil, dar mă gândesc că, iată, în zona asta și de istorie conduși copiii către zona istorică, să învețe încă de mici, ceea ce poate la școală nu învață aplicat așa. Ce se fugitiv, întâmplă? Poate. Da, acolo este un castru roman cu zidul de apărare. Da, de asemenea o activitate la care au avut acces gratuit copiii. Da. Astăzi? Uite, ca niște jucării, așa să le privească, da, sunt și să învețe din machetele astea. Un fel de diorame. Iar pentru, și pentru cei mici, dar și pentru cei mari, în weekendul acesta urmează sâmbătă și duminică un eveniment la fel de important, Buzău Fest, acolo unde va fi Garda Apulum în centrul atenției. Am văzut aseară la un alt post de televiziune niște remarci foarte acide și caustice cu privire la acest eveniment, dându-i se o notă cu totul, cum să spun eu... peiorativă, bănuiesc. Peiorativă, dar nu, negativă mai mult, nu neapărat numai peiorativ. Negativă, că e o modalitate de a da bani la... clientelă, te-a dat bani, te-a adunat bani pentru partid. Ce Dumnezeu? Da, am înțeles. În fiecare chestie din asta... Poate să fie și asta, domnule. Deci, la noi se pleacă... Am înțeles, dar se pleacă de la prezumția de vinovăție.
Nu? Da, știți de ce? Poate că ne-am obișnuit să ne frigem de foarte multe ori. Da, da, de aceea există instinctual această culmea este, atitudine. Eu aș, cu toți cei care sunt așa de critici față de astfel de evenimente și de astfel de activități, i-aș spune pe ei să facă, să organizeze ceva. Să vedem despre ei, lumea ar spune la fel. Da, acum pot să zic că nu este treaba lor să facă lucrul acesta, ci au autorităților. Nu, dar ei judecă doar prin această prismă. Dom'le, dar acordei, până nu se dovedește că este o chestie ilegală sau de altă natură, lasă omul să facă, dom'le, dacă vrea să facă. Da, bun, și ca să și continuăm ideea că în weekend va fi această sărbătoare, să zicem, pentru Buzău și vor fi cei de la Garda Apulum îmbrăcați în daci, în romani, în barbari, în tot felul de... Garda Apulum vine cumva din zona Alba Iulia? Chiar din Alba Iulia, da. Pentru că știu că eu am niște prieteni pe Facebook care sunt din Alba și care lucrează la primăria Alba Iulia, care postează tot felul de imagini sau știri, da, despre evenimente organizate acolo, inclusiv cu această gardă Apulum. Da, înțeleg că va fi un maraton de evenimente organizate de cei de la Garda Apulum, cu reconstituiri de lupte, cu momente care să readucă în zilele noastre vremurile de pe plaiurile buzoiene, cu, mă rog, descoperirile care au fost făcute. Și cu modul de viață, am înțeles, din perioada dacă. Cu olărit, dacică. Cu perioada în care s-a descoperit fierul, mă rog, lucruri de genul acesta, nu mă pricep foarte mult la istorie, dar... Să vii să-ți dau niște anunță... lecții, Mihai. Da, domn profesor, cum să nu? Nu la asta antică, nu prea mă... Am înțeles, da. Nici eu nu eram foarte tare la cea antică. Da, vă aduceți aminte asta înainte de pauza de publicitate, divagăm oarecum de la subiect, dar... Vă aduceți aminte că la un moment dat s-au descoperit la pietroasele acolo niște castre din asta, cum se numește? Castrul roman de la pietroasele. Și... Da. Am făcut practică, deci în 80, chiar în anul 80, am făcut practică la castrul roman de la pietroasele, împreună cu toată grupa noastră de studenți. Mă rog, și era undeva în drumul vinului și, dom'le, ce facem cu ele? Hai să le acoperim. Că a fost o nebunie totală atunci. Apropo de chestia asta cu acoperii, vestigiile astea antice, uitați-vă ce se întâmplă cu autostrada, cu liliecii. E nenorocirea după lume. E super. Da, două ONG-uri de 3 lei, că nu poți să le spui altfel, au... Bine, și trebuie să ținem cont și de recomandările și de cerințele Uniunii Europene legate de astfel de specii de animale sau de... Da, am înțeles. Știm că liliecii sunt protejați, nu? Prin lege sau cum? Nu, da, e habitatul lor, trebuie o întreagă istorie, trebuie schimbat. Autostrada trece prin zona unei peșteri și deranjează și se zguduie pământul și ei nu mai pot să aibă, deci li se creează un disconfort. Ce să vă spun? Da. Da. Știți că guano este folosit undeva, nu știu ce industrie, guano. Da, este un îngrășământ. Da. Deci că e foarte bun îngrășământul ăsta, produs de lilieci, evident. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la sentimentul de copii.